Anul acesta se vor face investiții importante la două spitale din Baia Mare. După cum a anunțat și președintele Consiliului Județean Marea Mureș Ionel Bogdan, la Spitalul Județean de Urgență va fi reabilitat ambulatoriul de specialitate, iar în cazul Spitalului de Boli Infecțioase, modernizarea ambulatoriului va presupune și lucrări de extindere a unității. Am primit chiar săptămânile trecute alte două proiecte aprobate de către Ministerul Sănătății prin PNRR. Vorbim de ambulatoriu integrat la Spitalul Județean și ambulatoriu integrat la Spitalul de Boli Infecțioase. Dacă la Spitalul Județean vorbim de o reabilitare a ambulatorului și o reorganizare a funcțiunilor, plus dotările necesare, la boli infecțioase este efectiv și o extindere a spitalului cu acest ambulator. Prin acest proiect, ambulatoriul Spitalului Județean va fi dotat și cu aparatură modernă, iar spațiul va fi organizat într-un mod mult mai practic și accesibil pentru ca personalul medical să-și poată desfășura activitatea cât mai eficient. Și confortul pacienților va fi altul, în condițiile în care această porțiune din spital este singura unde nu s-au făcut de mult investiții. Este singura zonă nereabilitată integral din cadrul Spitalului Județean. Probabil că ați văzut și dumneavoastră acest lucru și în care intră peste 125.000 de oameni pe an. Este extrem de important și mă bucur că două din cele 25 de proiecte finanțate sunt în județul Marea Mureș. Referitor la proiectul care va fi implementat la Spitalul de Boli Infecțioase Baia Mare, aici va fi construit un corp nou de clădire, ca extindere a ambulatoriului integrat existent, iar cabinetele vor fi dotate cu aparatură specifică și cu tehnologie de ultimă generație. De asemenea, vor fi create trei specialități medicale noi în structura ambulatoriului, respectiv cardiologie, medicină internă și endocrinologie. Astfel, numărul maxim de prezentări care poate fi realizat într-un an va crește datorită înființării celor trei cabinete noi.